Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate, o emisiune în care explorăm împreună învățătura creștină, învățătura teologică, pășim împreună prin învățăturile Sfintelor Scripturi, dar încercăm să le aducem în actualitate și dezbaterea noastră să fie una legată de întrebările care există astăzi în contemporaneitate. Astăzi vorbim despre învățătura despre botez, o învățătură pe care Domnul Iisus Hristos nu doar că a pretins-o, a promovat-o, dar a și practicat-o. Este practica botezului pe care o găsim în viața Mântuitorului, dar și cerința Lui pentru ca noi, cei care vom urma Lui, să fim niște făcători de ucenici, iar acest proces de facere de ucenici are una dintre dimensiunile sale în acest proces, este botezul. Deci în seara aceasta doresc să vorbesc despre botezul creștin, să vorbim despre botezul creștin și relevanța lui pentru perioada contemporană. Avem invitat împreună cu noi pe pastorul Ruben Olojan. Bună seara, bine ai venit la această discuție. Este pastor la Biserica Philadelphia Baptistă din București, student doctorant la Facultatea de Teologie Baptistă și cred că studiul tău merge chiar spre tema botezului. Exact, asta este teza pe care o cercetez. E o teză legată de felul în care botezul este perceput, practicat în comunitățile baptiste din România. Mulțumesc totodată pentru invitație și mă bucur să putem împărtăși câteva gânduri în seara aceasta. Aș vrea să plecăm în discuția noastră așezând practica botezului în spectrul larg al religiilor lumii. Unde mai întâlnim această practică a botezului? Pentru că unii s-ar putea să spună că botezul este doar al creștinilor, mai este el practicat și în alte religii? Botezul este o practică pre-creștină, deci el a existat înainte de creștinism, a fost practicat, de exemplu, în iudaism. Dacă vă gândiți la Cartea Levitic, de exemplu, există anumite porunci acolo în Cartea Levitic în care cei care se întinează într-un fel sau altul sau încalcă reguli comunitare trebuie să treacă printr-o serie de abluțiuni, de spălări ritualice. E adevărat, nu este botezul pe care îl înțelegem noi, dar practica aceasta a spălării ritualice, rituale, a existat încă înainte de Domnul Iisus Hristos. Ea a fost prezentă în iudaism, a fost prezentă, dacă vă aduceți aminte, în Noul Testament, în vremea lui Ioan Botezătorul. A fost prezentă în comunitățile eseniene care activau în paralel cu Ioan Botezătorul și ele s-au întrepătruns sau au reușit cumva să se integreze și în cadrul creștinismului. Există în lumea antică, exista o credință care vreau să spun de la început că este total diferită de ceea ce înțeleg creștinii și iudeii, exista o credință conform căreia cel care se întina într-un fel trebuia să se spele de păcate, de întinăciunea acestea sau trebuia să se intre în apă, să practice botezul. De ce asta? Pentru că în lumea antică oamenii considerau că marea, apa, este locașul în care sălășluiesc zeii. Acolo era locul lor, locul acela este sfânt și trecând prin tot felul de ritualuri de genul acesta, se curăță. Chiar și astăzi avem practici de genul acesta în afara creștinismului. Dacă vă uitați în hinduism, dacă vă uitați în marile religii ale lumii, se practică încă ritualuri purificatoare prin care omul intră în apă și încearcă să se spele de păcatele lui. Repet, în înțelegerea creștină lucrurile stau ușor diferit și sunt multe nuanțe de adăugate. Deci această spălare a fost prezentă, există o legătură între apă și curățirea de păcat în contextul larg al religiilor lumii. Dacă ar fi să ne uităm la creștinism, cum este înțeles botezul în principalele confesiuni ale creștinismului? Că
am lăsat acum spălările ritualice din afară, din iudaism, intrăm în creștinism și botezul, în mod normal, toți creștinii care ar citi sau citim aceeași Biblie, ar trebui să avem un punct unitar de vedere, dar probabil că lucrurile nu stau așa. Ce puteți să ne spuneți despre lucrul acesta? Realitatea este exact cum ați amintit, ușor diferită, și anume, în practică, botezul are diferite nuanțe chiar în cadrul aceleiași religii, anume creștinismul. Dar aș face un lucru și mai interesant, și anume m-aș uita puțin mai în spate, și anume la botezul lui Ioan Botezătorul. Botezul lui Ioan Botezătorul, spre deosebire de ceea ce făceau celelalte religii sau culturi ale vremii, era faptul că Ioan punea accent pe un element, și anume pe pocăință. El practica botezul pocăinței. Cei care veneau la el, dacă vă uitați în Evanghelie, erau îndemnați să se pocăiască, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia lui Dumnezeu, încercând să scăpați cumva printr-o practică a botezului? Împingând lucrurile un pic mai departe, Biserica Primară a preluat învățătura lui Ioan Botezătorul și în Faptele Apostolilor găsim exemple acestea ale botezului pocăinței. E adevărat, sunt confesiuni creștine care înțeleg, atunci când vorbesc despre practica botezului, îl înțeleg în termenii pedobaptismului, botezul copiilor mici. Comunitatea din care fac parte și felul în care îl înțeleg eu după ce am lecturat Biblia și în special Noul Testament, este că Biblia și Noul Testament în special încurajează credobaptismul, botezul credinței. Am întâlnit în cazul cercetărilor etnografice pe care le-am făcut oameni care spun baptiștii nu botează copii, baptiștii botează adulți. Și stau să mă gândesc dacă afirmația este întru totul adevărată. Și aș spune că nu este întru totul conform cu realitatea. Credincioșii baptiști practică botezul credinței, nu neapărat nu există o vârstă la care se face botezul în comunitățile baptiste, din ceea ce am cercetat. Ci botezul se face atunci când el este urmat sau este precedat de credință. În alte confesiuni, așa cum știm, există practica aceasta a botezului copiilor. Și există în istoria bisericii, începând cu secolul III, exemple ale practicii pedobaptismului, botezului copiilor mici. Până în secolul III nu avem date certe și există cercetători în Noul Testament și în istorie care spun că biserica primară a încercat să amâne cât mai mult tendința aceasta omenească prin care cei convertiți la creștinism încercau cumva să se protejeze de rău făcând botezul. Ei considerau și s-a considerat multă vreme că cei care sunt botezați cu cât mai devreme și anume copiii cu cât sunt mai mici și sunt botezați sunt feriți de rele și de pericole. Și Ioan Gură de Aur, un teolog al bisericii, spune că e greșită interpretarea asta. El nu sfătuiește, el ba din contră, spune căutați să vă învățați copiii voștri virtuțile creștine, căutați să-i învățați ce înseamnă să fie creștin și după aceea aduceți-i să fie botezați. De altfel, vreau să știți că în primele secole botezul urma o serie de pași. Nu orice persoană care venea se putea boteza. Erau, de exemplu, categorii sociale care, prin meseria pe care o practicau, nu puteau fi botezați. Erau excluși de la botez. Erau excluși, erau categorii care erau excluse. Erau întrebați ce meserie ai. Și dacă ai fi spus că sunt proprietar de bordel, atunci erai exclus. Dacă erai meșteșugar care făcea idol sau zeități păgâne, dacă ăsta era meșteșugul tău, era exclus. Dacă erai actor, erai exclus de la botez. Adică nu ești vrednic pentru botez. Da, nu te califici. Există anumite interdicții pentru anume categorii.
Și biserica primară a încercat tot timpul să pună accent mai degrabă pe transformarea individului decât pe o practică a unei spălări ritualice. Abia din secolul al III-lea lucrurile încep să se complice oarecum și botezul capătă valențe sacramentale. Dacă ești botezat, atunci ai un statut special și ești cumva ocrotit, ferit și pe măsură ce înaintăm, valențele acestea sacramentale capătă dimensiuni din ce în ce mai mari. Ori, pe la începutul secolului 3-4, în special 4, au început să apară inclusiv locuri speciale în care se făcea botezul, baptistierele, de pildă. Cel mai vechi baptistier este pe la 250, secolul 3. Este interior. Până atunci oamenii practicau în special botezul la râu, în didahii, în manualul învățăturilor creștine sau manualul practicilor bisericești. În didahii, în primul secol, părinții bisericii, cei care au avut contact imediat cu ucenicii Domnului Iisus Hristos, ei au redactat didahiile. Și în didahii ei dau chiar o procedură care trebuie urmată înainte de botez. De exemplu, botezul era făcut tot timpul, se recomanda să fie făcut în apă curgătoare, apă vie, apă rece, în afară, doar dacă nu era posibil ca acei candidați să meargă la râu, dacă nu era posibil, abia atunci erau acceptați într-un loc în care nu se găsea apă curgătoare. Și în cele din urmă, în ultimă instanță, când apa era limitată, imaginați-vă că au fost creștini în Siria de astăzi, imaginați-vă că au fost creștini în Turcia de astăzi, zone deșertice. Acolo era acceptat botezul prin stropire. Dar practica era ca botezul să fie efectuat prin afundare, în numele Sfintei Treimi, în apă curgătoare. Cu timpul, lucrurile s-au schimbat. S-a schimbat și locul, au apărut decorațiuni și au apărut tot felul de practici pe care Biserica Primară nu le-a avut. Și reformatorii au încercat să se întoarcă din nou la practicile astea. Deci dacă ar fi să vorbim de în creștinism, am vorbit de Biserica Primară, am văzut că istoric botezul pedobaptismul a apărut după secolul III. A început să fie practicat la scară largă. La scară largă. Ideea a fost prezentă și probabil că au fost cazuri izolate și până atunci. Și credo-baptismul a fost cel care a fost prezent încă de la început. Am văzut că exista o diversitate de moduri în care el era practicat, că erau reglementări care erau puse în învățătură, date cum să facem botezul. Biserica Catolică, care este perspectiva pe care o are cu privire la învățătura despre botez? Atât Biserica Catolică cât și Biserica Ortodoxă consideră botezul un act sacramental. Un act în care, prin intermediul căruia credinciosul primește un har special. În momentul în care ești botezat, ești încreștinat. Atunci devii creștin. Deci o poartă de intrare în creștinism. Este o poartă de intrare. Dar aș vrea să spun că și credincioșii baptiști, din ceea ce am citit, consideră botezul, și există chiar evidențe documentare, consideră botezul punctul de intrare în biserică. Dacă veți studia și există referințe foarte clare în sensul acesta, se spune negru pe alb, botezul este modul de intrare în Biserica lui Hristos. Sau identificare și integrare, Matei 28 este citat în procesul acesta, integrarea în comunitate. Da. Deci există o anumită urmă istorică care începe, așa cum am spus, pe la secolul 3, în care botezul capătă valențe sacramentale. Ciprian, de exemplu, ne spune că prin botez se spală păcatele, prin botez se șterge trecutul, deja cel care a făcut botezul are un statut diferit față de cel care nu a apucat să facă botezul. Iar practicile astea au dus cu timpul
și au fost amplificate de-a lungul timpului, cum se întâmplă de obicei, și avem situațiile din ziua de astăzi. Este modul de înțelegere al bisericilor respective amintite. Ce înseamnă sacramental? Că poate unii nu înțeleg acest lucru. Ce înseamnă faptul că botezul este privit ca un act sacramental? Sacramental înseamnă faptul că îi sunt atribuite calități speciale. El, de exemplu, botezul nu poate fi făcut de oricine, decât în situații excepționale, în situații clinice, unde chiar nu se poate face nimic, atunci există derogări. Altcineva poate face botezul respectiv. Apoi, el poartă, așa cum am spus și anterior, el poartă în sine o încărcătură specială. Actul botezului îți conferă un statut aparte înaintea lui Dumnezeu. Prin botez ești primit în poporul lui Dumnezeu. Acestea sunt o parte dintre elementele sacramentale. Ești mai sfânt decât ceilalți. Rezolvă problema păcatului. Se rezolvă problema păcatului, da. Păcatului moștenit, păcatului care e transmis din generație în generație. Deci Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică îl privesc ca un act sacramental. Mai sunt și alte elemente care țin specific de învățătura și practica acestor biserici vis-a-vis de botez? Da, este un lucru foarte interesant pe care nu l-am întâlnit, cred că de câteva ori în documentele vechi pe care le-am studiat cu privire la baptism l-am întâlnit. Este o practică foarte aproape de învățătura biblică și anume botezul în numele Sfintei Treimi și afundarea de 3 ori a celui botezat. În bisericile baptiste am întâlnit foarte puține cazuri în care cel afundat este botezat de 3 ori. E adevărat, se face botezul în numele Sfintei Treimi, accentul cristologic este de necontestat în toate cele 3 confesiuni creștine, dar ca particularitate am remarcat faptul că și Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă efectuează afundarea întreită a candidatului. Și asta este o practică pe care o întâlnim la Biserica Primar. Și în Biserica Ortodoxă și Catolică este vorba de o afundare tot de 3 ori. Da, da, este vorba de afundare. Botezul se practică prin afundare, dar, așa cum am spus, există cazuri clinice când botezul nu poate fi făcut prin afundare. Sau situații excepționale, așa cum am spus, lipsa apei sau situația medicală a celui care este botezat nu îi permite să fie afundat. Aici, legat de botezul prin afundare și special pedobaptismul care duce la botezul copiilor, a fost o întreagă discuție legat de incidentele care au fost la noi cu botezarea copiilor și cu repercursiunile care au fost. Este exclusiv în Biserica Catolică și Ortodoxă, exclusiv botezul se poate face doar pentru copii și prin afundare sau există și alte modalități dacă cineva optează pentru alte forme sau alte vârste de a fi botezat? Evident că sunt primiți și cei care au o vârstă mai mare la botez. Dar procedura este ușor diferită. De exemplu, dacă sunt persoane care nu mai au loc în vasul de botez, în cristelniță, li se toarnă apă în cap. Aceasta este practica. Evident, gândiți-vă că sunt convertiți care vin din alte religii și nu sunt refuzați la botez. Ei sunt acceptați și nu mai pot fi puși în cristelnița respectivă, ei sunt prea mari. Există practici care înlesnesc botezul celor care vin din alte religii. Dar ceea ce vreau să spun, vreau să spun că între toate cele 3 confesiuni,
catolică, ortodoxă și protestantă și, mă rog, neoprotestantă, dar nu sunt foarte încântat de termenul ăsta neoprotestant. Îi punem tot la protestanți. Da, da, preferăm să spunem protestanți. Toate cele trei confesiuni creștine practică botezul în numele Sfintei Treimi. Chiar dacă există diferența aceasta credo-baptismală, adică botezul efectuat pe baza credinței sau pedobaptismul, atunci când sunt botezați copiii care nu pot mărturisi credința lor. În biserica protestantă, care ar fi, să zic, acele lucruri care caracterizează, a spus deja, faptul că se face botezul în numele Sfintei Treimi prin afundare și ați vorbit de credobaptism. Este valabil acest lucru pentru toate confesiunile protestante? Nu. Din ramura protestantă sau și aici există diferențe? Și aici există diferențe. Există inclusiv în cadrul protestantismului pedobaptismul. Dar din confesiunea în care fac parte, confesiunea baptistă, se practică în special botezul credinței. Nu am întâlnit cazuri în care sunt botezați copii. Și am făcut o cercetare etnografică recentă în care cei întrebați, intervievați, au răspuns că botezul se face doar pe baza credinței și a mărturiei. Și aici consider că este cea mai apropiată modalitate, așa cum o văd eu în Noul Testament, cea mai apropiată modalitate de efectuarea botezului credincioșilor. Consider că învățătura lui Hristos, învățătura apostolilor și chiar învățătura Bisericii Primare este reprezentată mai fidel în credobaptism. Care ar fi principalele controverse cu privire la practica botezului în creștinism? Adică deja am remarcat că sunt diferențe, poate că ar fi să distăm puțin unde diferă creștinii unii de alții în ceea ce privește botezul. Da, o parte dintre diferențele astea le-am amintit deja. Dar poate că ar trebui să ne uităm puțin și la felul în care se face botezul. Care sunt diferențele, de exemplu, la baptiști și la protestanți în general, există un anumit fel, un anumit program de urmat în cazul botezului. De pildă, un candidat care vine să fie botezat trece mai întâi printr-un comitet, un grup de frați, de persoane mature spiritual care îl chestionează, stau cu el de vorbă, trece printr-un proces de pregătire, de cateheză. Lucrurile astea s-au întâmplat inclusiv în istoria bisericii. Și știm asta de la Tertulian. Tertulian ne spune că o persoană care dorește să fie botezată trebuie să urmeze învățătura bisericii, trebuie să fie instruit în credință. Botezul în biserica primară se făcea doar după o testare serioasă a celui care urma să se boteze și de altfel chiar și decizia lui era una extrem de serioasă pentru că își punea viața în pericol. Gândiți-vă că vorbim până în anul 313 când creștinismul nu era considerat o religie acceptată. Iar cel care spunea vreau să devin creștin își asuma foarte clar ceea ce urma. Astăzi există procedura aceasta a intervievării candidaților. De ce vrei să te botezi? Și sunt câteva întrebări care se pun. Cea mai importantă întrebare este aceasta. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Mântuitorul tău personal? Este o declarație pe care cel care urmează să se boteze trebuie să o facă. Deci acestea sunt similitudini cu ce s-a întâmplat în trecut. În celelalte confesiuni, după știința mea, nu există o catehizare de genul acesta și rolul sau responsabilitatea catehumenului este preluată de nași. Cât de mult își fac ei rolul, nu cred că am putea discuta aici. Deci, dacă înțeles, o primă diferență este faptul că există o pregătire pentru botez, da, și anumite aspecte care ar trebui să preceadă actul botezului.
Și aici s-a adus ca și referire inclusiv din istoria Bisericii Primare, faptul că acest lucru nu este o noutate, cateheza. Ce argumente avem pentru asta? Există argumente, dovezi istorice sau ce argumente avem pentru că ei nu botezau imediat? Există până în primele trei secole documente istorice și l-am amintit aici pe Tertulian, care ne spune cum se practica botezul. Apoi mai există descrieri ale felului în care se făcea botezul. Botezul nu se făcea oricând. Cel care urma să se boteze, de exemplu, trebuia să postească cel puțin o zi sau două. Chiar și cel care îl boteza trebuia să fie implicat în actul acesta al postului. Acestea sunt dovezi care ne duc cu gândul la faptul că existau o anumită categorie de oameni care trebuiau să stea o perioadă ca să vadă ce se întâmplă în biserică. Chiar și la Augustin, catehumenii erau ținuți cumva în spatele bisericii. Cei care urmau să se boteze erau ținuți în spatele bisericii. Exista chiar și o rânduială de genul acesta. Nu puteai intra pur și simplu în biserică cât mai în față. Ci trebuia să păstrezi așa un loc mai smerit, mai în spate. Tu ești în procesul de a fi botezat, de a fi încreștinat. Deci, acestea sunt câteva dovezi. Evident, ele sunt multiple. Și istoria ne confirmă asta. Apoi, hainele albe de la botez, ele erau oferite abia după botez. La noi, practica astăzi este cu totul invers. Candidatul este îmbrăcat în haine albe, este prezentat în fața bisericii și apoi botezat. Biserica primară spunea nu. Regula e alta. Omul primește hainele albe și umblă în hainele acelea albe după ce s-a botezat. Asta este o dovadă publică. Omul umbla prin piață, în agora unde locuia și ceilalți îl vedeau în haine albe și îl arătau cu degetul. Și el este creștin. Și el s-a încreștinat. Deci acestea sunt dovezile, o parte dintre dovezile istorice. Acestea ar fi poate o controversă cum se face botezul, aici este pregătirea pentru botez, ar fi și alte aspecte din practică care n-au fost enunțate, care, deci am vorbit de cateheză, am vorbit de cum se face, mai sunt și alte aspecte care sunt diferite între religiile creștine, în cadrul confesiunilor creștine? Da, ar mai exista. De exemplu, dacă stau să mă gândesc, după ce se face botezul în bisericile protestante, baptiste, de factură baptistă și presupun că și la pentecostal, la biserica pentecostală procedura este aceeași și la cea de la creștin pe Evanghelie, există punerea mâinilor. Serviciul de punere a mâinilor, iarăși, este ancorat în trecut. Este ancorat în practica bisericii primare, când cei care se botezau erau cumva unși cu un de lemn, ca să fie feriți până la botez. Noi acum, după ce facem botezul... Înainte de botez erau unși, de botez, cu un de lemn. Erau unși cu un de lemn, cu o zi sau două înainte, ca să fie feriți. Și un de lemnul acela era un simbol al pecetluirii, cumva. Și oamenii stăteau, erau într-o stare de veghe, de meditație, înainte de botez. În cadrul diferitelor confesiuni creștine, astăzi botezul este mai mult un eveniment privat. Chiar în momentul acesta, în cadrul pandemiei, chiar așa sunt numite evenimente private, și anume botez, nunți și alte. Botezul a fost un act public dintotdeauna. Este o noutate ce aflu acum că botezurile sunt lucruri private, care țin de un cadru restrâns. Botezurile au fost tot timpul publice și în vremea bisericii primare și în, la începutul, în perioada reformei și chiar și în perioada comunistă. Botezurile au fost evenimente publice. Unele dintre ele chiar au fost interzise, unele persoane au suferit și au existat repercusiuni după botez, pentru că ele au fost publice. Nu sunt neapărat private. Deci ar mai exista și diferența asta. Unii le consideră evenimente private, în timp ce alții le consideră evenimente publice. Eu sunt dintre cei care consider eveniment public botezul.
Dacă ne gândim la botez și la în relație cu prezentul, cu prezentul și cu trecutul, cu norma și cu aplicarea lui în perioada contemporană, cineva ar putea să întrebe, este botezul obligatoriu sau opțional? Acum depinde cine întreabă, normal. Dacă întreabă și dintr-o perspectivă sacramentală, atunci normal că obligația e. Așa, dacă întreabă cineva dintr-o confesiune pentru care botezul este un simbol al și o mărturie a credinței lui, deci cum ar trebui privit acest lucru? Ce, care ar trebui să fie răspunsul? Este obligatoriu? Trebuie să-l fac? Dacă nu-l fac, ce se întâmplă cu mine? În înțelegerea mea, botezul este o poruncă a Domnului Iisus Hristos. El poruncește în Matei 28, de la 18 la 20, ați citat la început aceste versete, și spune, mergeți în toată lumea, faceți ucenici și botezați-i. N-aș accentua foarte mult caracterul opțional al botezului. Nu cred că direcția, dacă am merge într-o direcție opțională a botezului, nu cred că am fi foarte fideli cuvântului scris Bibliei. De altfel, în același timp, chiar dacă este o poruncă, nu aș acorda foarte mult credit dimensiunii sacramentale a botezului. Cred că botezul este un gest public, un act public, prin care cel credincios, deja mântuit, deja în relație cu Dumnezeu, își mărturisește public credința lui. El face publică învierea la o viață nouă împreună cu Hristos. Ce se întâmplă dacă nu faci botezul? Cred că ne socotești o poruncă a Mântuitorului și asta nu e neapărat un lucru bun. Pot fi mântuiți oameni care n-au fost botezați? Posibil. Îl lăsăm pe Dumnezeu să decidă asta și există cazuri în Scriptură de persoane care n-au apucat să fie botezate. Dar nu aș risca și nu aș neglija o poruncă a Mântuitorului. Dacă este cineva care încă își mai pune semne de, sau ridică semne de întrebare legat de necesitatea botezului, l-aș îndemna să citească încă o dată și Cartea Faptele Apostolilor, dar și porunca Domnului Iisus Hristos din Matei 28. Deci, în ciuda faptului că unii protestanți, aș spune toți, privesc actul acesta ca un act oficial, dar simbolic, botezul rămâne un imperativ pentru fiecare credincios și nu dacă cineva se schivează de a face practica aceasta botezului, cum ar trebui să interpreteze o gestul respectiv dacă cineva face pași înapoi sau cum ar interpreta Scriptura, nu noi. Cum ar interpreta din perspectiva lui Dumnezeu? Cum ar trebui poate interpreta lucrul acesta? Eu aș spune că nu aș înțelege eu o ezitare de genul acesta. Aș înțelege-o ca pe un refuz de asumare a vieții creștine. Un refuz de a asuma public o viață creștină. Mă gândesc totuși la cei din trecut, din înaintea noastră, care au trecut prin vremuri mult mai complexe și mult mai complicate și care, în ciuda problemelor și în ciuda restricțiilor pe care le-au avut, ei au îndeplinit această poruncă a Domnului Iisus Hristos. Astăzi, în vremea în care trăim, nu știu dacă mai există restricții, cel puțin la nivelul țării noastre sau la nivelul democrațiilor occidentale, restricții legate de manifestarea publică a credinței prin botez. Și atunci întrebarea este de ce, neavând nici măcar riscurile acestea, de ce aș ezita să împlinesc o poruncă a Domnului Iisus Hristos? Viața nu mi este pusă în pericol, poate de rușine sau poate din alte motive, nu știu, pe care nu le înțeleg în momentul acesta.
Deci, cumva cineva ar spune, eu sunt în relație, dar nu vreau să o oficializez. Cumva, cam asta ar fi ideea. Eu sunt într-o relație cu Iisus Hristos, El m-a mântuit, dar nu vreau să mă oficializez această relație, pentru că este doar un act privat, această relație cu Iisus Hristos. Botezul a fost și este practicat inclusiv de Domnul Iisus Hristos, care a fost într-o relație mult, mult mai specială decât noi, unică cu Tatăl, și cu toate acestea El a făcut actul botezului. Ce condiții ar trebui să îndeplinească cineva când este vorba de a se boteza? Este pur și simplu un ritual. M-am botezat și am rezolvat problema intrării mele în creștinism. Ușa s-a deschis și eu acum sunt creștin pentru că am practicat botezul. Sau există și alte cerințe decât pur și simplu de a face botezul fără nicio condiție preliminară? Din ceea ce citesc în Noul Testament, înțeleg că botezul are două condiții de bază, fără de care nu se poate. Și anume, credința și pocăința. Credința în Sfânta Treime, așa cum am amintit, credința în Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și pocăința de faptele trecutului. De altfel, Apostolul Pavel chiar asta amintește în epistola sa către Romani. Botezul este practic o înviere, o îngropare a omului vechi și o înviere a omului nou. Exact asta a fost și înțelegerea părinților bisericii, asta a fost înțelegerea contemporanilor noștri sau a multora dintre contemporanii noștri, coreligionarii noștri, care privesc botezul ca, sau persoana care iese din apa botezului ca pe o persoană nouă. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Botezul este o mărturie a înnoirii persoanei, o mărturie a credinței în Iisus Hristos și a unei vieți dedicate de acum încolo lui Hristos. Deci acestea sunt două condiții elementare. Și apoi mărturia publică mai este o condiție a botezului. Mărturia publică a credinței în Iisus Hristos. Candidații, cei care se botează, sunt întrebați în mod public. Îl mărturisești pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău personal? Crezi că El este mântuitorul tău personal? Fără o astfel de mărturie publică, botezul, în înțelegerea mea, n-are o valoare spirituală semnificativă. Deci credința și pocăința și apoi mărturia publică. Și mărturia publică, cu alte cuvinte, dacă încerci să obții un certificat de naștere fără să te fi născut, este un fals. Și mulți creștini poate că au certificate de naștere false, în sensul că nu sunt acoperite de o realitate, și anume realitatea nașterii, prin credință și pocăință în Iisus Hristos. Ei nu au avut parte de schimbarea vieții, dar în schimb au atentat la certificat. Și până la urma urmei prezintă certificatul, dar se caută persoana. Da, sunt posesorii unei hârtii fără prea mare valoare spirituală. Da, pentru că și astăzi, de exemplu, odată m-a întrebat cineva, zice, vrem să vedem certificatul de naștere, dar pentru ce vă trebuie? Pentru ca să vedem că v-ați născut sau când v-ați născut. Păi dacă sunt aici, înseamnă că m-am născut. Cu alte cuvinte, e important cele două să meargă împreună. Ați amintit textul acesta din Roman, capitolul 6, noi... Nu știți că toți câți ați fost botezați în Iisus Hristos ați fost botezați în moartea Lui? Deci noi, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot astfel și noi să trăim o viață nouă. În creștinism, înnoirea sau expresia înnoirii noastre se arată inclusiv prin botez. Cu siguranță ați botezat
de când sunteți pastor, mai multe persoane și ați văzut ce se întâmplă cu un om după ce a fost botezat. Da, am văzut. Am văzut și asta și chiar am avut ocazia la un moment dat să îl botez pe cineva care nu vine dintr-o tradiție creștină. Și cred că a fost cea mai lungă perioadă de cateheză pe care am avut-o cu persoana respectivă. Și apoi, după botez, am stat și i-am explicat, i-am spus, vezi o parte din ceea ce, de fapt, tot ceea ce ai făcut în trecut, păcatele trecutului s-au dus. Înseamnă că ai renunțat la ele. De acum tu trăiești pentru Hristos, de acum tu ești al lui Hristos. Și omul respectiv, persoana respectivă mi-a spus, asta înseamnă că de acum încolo eu nu voi mai păcătui niciodată? Și am spus, mi-ar plăcea să-ți dau un răspuns afirmativ la întrebarea ta. Realitatea este că încă mai suntem legați de carnea aceasta, de felul nostru de a fi și natura păcătoasă încă își cere tributul. Dar, i-am spus așa, un om care este născut din nou, un om care este mântuit, un om care l-a mărturisit public pe Hristos, atunci când păcătuiește, știe asta, se duce și și vorbește cu Hristos despre problema aceasta. Nu mai rămâne în starea aceea și merge mai departe. Deci, pe de-o parte, un om care se botează nu înseamnă că nu mai păcătuiește, dar înseamnă că nu mai păcătuiește într-un mod intenționat, că nu este rezultatul unei dorințe lăuntrice, puternice și a unei determinări care vine din lăuntrul lui, ci omul ajunge în această stare de păcat prin neveghere, ca un accident și nu ca o complacere în viața de păcat. Ce alte lucruri ați mai remarcat? Și asta a fost o problemă, e o problemă. Nu mă botez pentru că nu pot să țin. Și cum este privită poate și aspectul ăsta? Pot oamenii să țină, cei care s-au botezat pot să țină, pot să meargă mai departe sau nu? Răspunsul scurt este da. Pot să meargă mai departe. Răspunsul mai amplu este următorul. Am întâlnit cazuri de persoane care într-adevăr au așteptat, au zis, eu voi aștepta până în momentul în care nu mai păcătuiesc și abia atunci mă voi boteza. Mi-am adus aminte de o întâmplare, nu știu cât este de reală, dar ea circula multă vreme despre unul dintre împărații din antichitate, care a refuzat să-și boteze mâna. El s-a botezat și mai puțin mâna dreaptă și sabia. Și a zis, asta o botez avea pe patul de moarte, fiind un om al războiului. Nu cred că este cea mai înțeleaptă atitudine. De altfel, nici la cei care amână într-un mod nerealist, așteptând să devină sfinți încă de aici de pe pământ sau perfecți de aici de pe pământ, continuă să amâne data botezului, nu cred că este o idee bună. Cel mai important este să știi că atunci când ești credincios, copil al lui Dumnezeu, când ești împăcat cu Dumnezeu, trebuie să și mărturisești public lucrul acesta. Și lucrul acesta se mărturisește prin botez. Cei mai mulți, după ce se botează, au un entuziasm deosebit pentru a sluji pe Dumnezeu, o pasiune pentru lucrurile sfinte, preocupare pentru activitățile bisericii și cumva botezul vine să aducă credinciosul care deja a urmat pe Domnul Iisus Hristos și a luat hotărârea de a-L urma, să-L aducă la un alt nivel. Nivelul acela unui creștin dedicat, plin de bucurie, care îl urmează pe Domnul. Ce se întâmplă după? De ce cumva un om botezat care a experimentat atâta bucurie poate aluneca cumva așa într-o stare de apatie?
Cred că este experiența aceea nașterii din nou, care să spun așa, sau trezirii la o realitate spirituală. Și omul este, se ridică plin de entuziasm și își imaginează că viața va fi tot timpul perfectă, va fi excepțională din toate punctele de vedere. Realitatea este însă undeva la mijloc. Tot entuziasmul acesta, toată dorința de a-L sluji pe Dumnezeu este un lucru extraordinar. Dar l-aș încuraja să nu se rezume doar la trăiri de natură sentimentală, ci l-aș încuraja să treacă mai departe și să devină o constantă în viața lui. Pentru că, vedeți dumneavoastră, cu toții am experimentat, trăirile acestea pur sentimentale sunt sinusoidale. Odată ești sus, altădată ești mai jos și tot așa. Pe când ceea ce vreau să spun este că atașamentul și dedicarea față de Hristos ar trebui să fie o constantă, să aibă aceeași constanță, ba chiar să crească pe măsură ce ne îndepărtăm de actul propriu-zis al botezului. Da, constatarea este cât se poate de reală. Sunt persoane care, după data botezului, au început să lase ușor, ușor garda jos. Nu este cea mai înțeleaptă atitudine și de asta le-aș încuraja să-și reconfigureze viața spirituală, pentru că, vedeți dumneavoastră, trăirea aceasta creștină nu se rezumă doar la actul botezului, ci este o relație constantă cu Dumnezeu, este o relație care merge din zi în zi și ne apropie mai mult de Dumnezeu. Cu fiecare zi pe care o petrecem, pe care o lăsăm în urmă de la data botezului, suntem mai aproape de Dumnezeu. Și entuziasmul n-ar trebui să scadă, ba din contră, ar trebui să fie și mai înflăcărat. Și am constatat că atunci când oamenii se întorc în trecutul lor, aducându-și aminte tocmai de ziua botezului, cumva parcă o licărire de entuziasm renaște în ființa lor, pentru că ți-aduce aminte cum te-ai născut, ți-aduce aminte despre momentele acelea speciale cu privire la nașterea ta, intrarea ta oficială în Biserica lui Iisus Hristos, în fiecare dintre acestea. Dacă ar fi acum să venim cu o provocare pentru cei care ne ascultă, am prezentat despre învățătura botezului, care sunt condiții, ce ar trebui în mod specific, cred că a rezultat din emisiune, dar poate ca și concluzie să adunăm puțin lucrurile, ce ar trebui cineva să facă în mod specific pentru ca să fie botezat, dar nu într-un mod formal, ci ca o experiență, ca și partea unei experiențe care să-l aducă în mod real într-o comunitate creștină unde se poată să primească și creșterea. Cel mai important lucru ar fi să-și găsească acea comunitate de credincioși, să stea aproape de ei, să stea de vorbă cu Dumnezeu cu privire la ceea ce vrea să facă și să devină receptiv la șoapta Duhului Sfânt, să se apropie de un creștin, un credincios matur din punct de vedere spiritual, să stea în prezența lui, să crească împreună alături de omul acesta și în momentul în care crede și își poate asuma verbal, public și prin comportament credința creștină, să ceară inclusiv botezul creștin, botezul în apă. Deci nu este, există un termen cu privire la când să mă botez, vârstă sau timpul în care să mă botez, și este mai mult o conștientizare a unei experiențe care este deja o certitudine în viața mea, pe care doresc să o fac publică, pe care doresc să o manifest înaintea tuturor, să o fac public înaintea tuturor și în felul acesta să pot să urmez actul botezului. Mulțumesc mult pentru acest dialog, această împărtășire pe care am avut-o și
invitația rămâne valabilă și pentru alte emisiuni, pe teme interesante despre practică bisericească și despre învățătura Domnului Iisus Hristos. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați susmărit, vreau să vă aduc aminte că înainte de a ne boteza, avem nevoie să fi avut în viața noastră un moment al căinței. Acea căire a noastră, acea pocăință, acea căire de păcatele noastre, dar și un moment al credinței. Cele două lucruri merg mână în mână. Nu poți să te căiești înaintea unui Dumnezeu pe care nu-L crezi și în care nu te încrezi. Ai nevoie să crezi în Dumnezeu și această credință te va împinge la căință, la pocăință. Și odată ce ai aceste aspecte deja trăite în viața ta, invitația Scripturii, a Noului Testament, este să nu mai amâni, ci invitația este să pășești, să faci public, să spui tuturor că există o astfel de experiență și să te alături în mod oficial unei comunități creștine, a unei biserici creștine. Vă doresc tuturor ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu astfel de experiențe și numărul celor care se vor boteza să fie din ce în ce mai mare. Să ne identificăm cu moartea și cu învierea lui Hristos, trăind o viață nouă. Vă doresc o seară bună, la revedere!